Un bărbat din capitală a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Potrivit procurorilor, bănuitul și-ar fi înjunghiat tatăl pentru că acesta nu dorea să-i ofere o parte din apartament. Potrivit procurorilor, în aprilie anului trecut, inculpatul, care se afla în relații ostile cu tatăl său, s-a luat cu acesta la ceartă, după care l-a înjunghiat cu un cuțit de bucătărie în urma leziunilor grave victima decedând. Din probele acumulate de procurori s-a stabilit că inculpatul locuia cu victima în același apartament și deseori se certau, pe motiv că feciorul pretindea la o parte din locuință, iar tatăl său nu dorea să perfecteze actele corespunzătoare. Tragedia a avut loc în aprilie anul trecut. Acum, bărbatul în vârstă de 33 de ani și-a primit sentința și își va ispăși pedeapsa în penitenciar de tip închis. Sentința este cu drept de atac.